Criza vaccinului tetravalent din cabinetele medicilor de familie a luat sfârșit. Săptămâna aceasta se va relua vaccinarea copiilor în vârstă de minim 2 luni, având în vedere că în ultima perioadă vaccinul cu pricina a lipsit de pe piață. Producătorul a fost în imposibilitatea de a-l produce și a livra conform contractului încheiat cu Ministerul Sănătății. Mai mult, în aceste condiții, nici farmaciile nu au deținut acest produs, astfel că imunizarea nu se putea face nici măcar contra cost. Acum însă, la nivel național, s-au distribuit 107.000 de doze de vaccin tetravalent, urmând ca în perioada următoare numărul lor să fie suplimentat cu încă 500.000. Județul Maramureș va primi aproximativ 2.000 de doze pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 luni în această perioadă, urmând ca ei să reintre în programul de vaccinare ca și restanțieri și totodată să fie vaccinați în cadrul programului normal de vaccinare copiii care au ajuns la vârsta de 2 luni în acest moment. În această etapă vor fi vaccinați atât cei peste 1.500 de restanțieri din Maramureș, cât și noile generații de copii care intră în vaccinarea de rutină. Acțiunea este coordonată de Direcția de Sănătate Publică Maramureș și se realizează prin intermediul cabinetelor medicilor de familie. Realizarea acestei vaccinări va începe de săptămâna aceasta și săptămâna viitoare cu distribuirea către medicii de familie acestor doze, pentru că prin cabinetele medicilor de familie se va realiza această vaccinare sub coordonarea Direcției de Sănătate Publice pentru copiii restanțieri. Vaccinul tetravalent se administrează împotriva difteriei, a tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei și este gratuit.